Primarul Comunei Roseți, Nicolae Rășnoveanu, a făcut un sondaj pentru a afla ce-și doresc locuitorii. Primele obiective ar fi legate de infrastructură, școală, iluminat și branșarea localității la rețeaua de gaz. În acest moment se obțin avizele necesare pentru demararea lucrărilor de aducere a conductei de gaz în Comuna Roseți. Despre proiectele în derulare ne-a vorbit primarul Nicolae Rășnoveanu. Vorbiți despre proiectul ce urma să fie implementat la școală. L-ați demarat? Da, l-am demarat de ieri. De ieri am fost informat că ei au început lucrările, n-am reușit ieri toată ziua, că am fost cu treaba după votare, cu nu știu ce, n-am reușit toată ziua să dau pe acolo. Am venit foarte târziu aseară în garnizoană, dar astăzi o să fiu acolo și o să văd într-adevăr cum... Deja noi avem un grafic de eșalonare, știm precis cu ce corp de școală începem, cu ce corpuri, că de fapt atacă două odată. Și s-ar putea pe timpul vacanței să începem și la centru. La centru e o problemă. Ne trebuie o perioadă puțin mai lungă de timp ca să terminăm pe plus 1, care este necesară a fi făcută. La afară e mai puțin de lucru, iar celălalt corp, deci corpul E, corpul D, e acolo e mai mult de lucru. Modernizare s-ar și putea reabilitare? Modernizare, da, și reabilitare, da. Valoarea proiectului ar fi de cât? De vreo 1.700.000 de euro. Sunt fonduri europene, guvernamentale? Nu, asta e guvernamental. Deci doar de la... Am crezut în stare că trebuie... Am crezut de cuvință să întind mâna și la guvern. Eu nu prea am întind mâna așa la sprijinul guvernamental. Mm-hmm. Am făcut mai mult lucrări, am demarat pe Uniunea Europeană. Am zis eu că ea sunt bani adevărați și că, deci, indiferent ce schimbări va avea loc la nivel de țară, alea lucrările alea merg fără discuții. Da. Termenul de finalizare va fi? Păi, normal, în 2 ani de zile. Cu alimentarea de gaz, ce nu puteți spune? Uitați, am în față memoriul tehnic, prin care mi se... sunt informat că s-a primit avizul cu numărul de 1675 din 12-2019 la SN Transgaz, prin care ni se dă posibilitatea să ne racordăm de conducta de la Slobozia Călăraș. Venim pe acolo pentru că e mai ușor și, cum să vă spun, e mai aproape de noi. Adică e o distanță în jurul la 10 km. Pe vreme, dacă mă aduce în partea de nord, iar cât privește această lucrare, trebuie să vă comunic că deja noi am încheiat o înțelegere cu primăria de la Dichisen, cu primăria de la Jăgălia și cu primăria de la Unirea, prin care cred că până la urmă și asta vom face un ADI ca să putem să promovăm mai repede. Că toată lumea își dorește a introduce gazele, această utilitate, în localitate. Și am găsit înțelegere la toți colegii primari, inițiativa într-adevăr a plecat la mine, dar toată lumea își dorea treaba asta. Dar decât că așteptam o idee. Acest proiect se află în faza de avizare în momentul acesta? Sigur că da, da. Voiam să vă întreb, se va face prin FDI? Este contract semnat prin FDI? Alimentarea cu, deci, cu gaz? Așa aș vrea dacă nu găsim o altă soluție. Dacă găsim o altă soluție până când se termină cu execuția proiectului, o îmbrățișăm. Orice idee bună, mai performantă, o acceptăm fără discuție. Mă gândeam că au fost discuții că se va desființa acest FDI, se va transforma într-un PNDL 3. Și până nu știu despre ce e vorba, nu vă pronunța. Știți că eu de obicei sunt așa, știți? Dacă nu știu un lucru, până când nu mă edific, nu vorbesc asupra lui. Trebuie să mă edific. La alegeri cum a fost? Ați avut incidente? Bine, nu, incidente, nu. Am lăsat la latitudinea oamenilor să decidă, s-a decis... Și mă uit în ce în ce vin pacii pe la primărie, toată lumea își doresc altceva. O doresc pe doamna Dăncilă. Nu, că aș fi eu primarul sau... Doamne ferește, nu le-am dat să înțeleagă lucrul ăsta.
Ei, la Latin, eu le-am cerut doar atât să iasă la vot. Și culmea că nu prea au ieșit. Ce prezență ați avut? Cam 44%. 44% prezență la vot? 44,7%, cam așa. Să revenim un pic la proiecte. Îmi vorbeați despre Iluminat, că urmează să implementați un proiect pentru Iluminat, mai ales că s-a apropiat și decembrie. Deci, nu știu, aici chiar sunt, am o nebuloasă, nu știu cum să promovez acest proiect. Dacă până acum era treaba soluționată în aproape 60-70%, totul depindea de mine, nu vă ascund faptul că de la ideea venită din partea unor oameni care conduceau atunci problemele Ministerului Dezvoltării, am făcut o reabilitare a proiectului în așa fel încât să cobor cu cele două proiecte la o anumită sumă și să unific rețeaua de iluminat public, de modernizarea celui proiectului de modernizare a iluminatului public cu un proiectul de extindere. De ce? Pentru faptul că e necesar. Eu am întocmit un puz pentru 240 de locuri de casă pe partea de est a localității. Încă avem și solicitări mai mult pentru legea 15, pentru rezolvarea problemei legii 15 la nivel de comună. Și pentru asta trebuie să creeze acolo toate utilitățile. Din punct de vedere al tramei stradale, s-a rezolvat aproape 70% din necesarul de acolo, deci avem, în momentul regulat, avem această utilitate rezolvată. Mai este apa, pe care sper ca în primăvară să o declanșez ca lucrare și o fac tot așa în regie proprie. Și da, e vorba de distribuție energie și iluminat public în zonă. Pentru asta, da, am făcut aceste demersuri, ca cele două proiecte care sunt absolut necesare să le unific și le-am reevaluat, am găsit o soluție care să rezolve problema. Și asta să ridică în jurul la 1 miliard toată treaba. Ar fi contribuția noastră puțin mai mare, dar când vrei să faci o treabă și e necesară, trebuie să o faci. Depinde și de cetățenii comunei Rosesc care spun punctul de vedere prin consilierii care îi avem în consiliu. Dar nu-i cred în stare vreunul să se opună, mai ales că interesele comune astea sunt. Eu v-am mai spus dumneavoastră întotdeauna, strategia de dezvoltare a localității, dacă o tocmești cum trebuie și ții cont de ideile și solicitările cetățeanului din o comună, pentru că la strategie, vă dați seama, se face un sondaj, de exemplu, la nivel de localitatea Rosesc, a făcut sondajul pe aproape 1000 de intervievați. Dacă ăștia 1000 au cerut anumite utilități în comună, normal trebuie să ții cont. Care ar fi primele 3 solicitări? Drumurile, apa, curentul, adică distribuția de energie electrică, iluminatul public și, bineînțeles, școala. Deci, bine, au mai fost și altele care sunt tot așa pe ordine de zi, e vorba de cele 3 biserici, da? Toate fiecare, la rândul lor, se vor rezolva. Ați adus în discuție trama stradală. Știu că mai aveți foarte puțin de asfaltat. Da. Ați finalizat? Se pare că de luni încep. Păi, ce se întâmplă? Oamenii nu înțeleg, ne grăbim să facem treabă. Și asta nu se întâmplă, nu e cazul Călărașului, unde problema să știe, nu vreau eu să o discut, să nu mai zică lumea că nu știu ce. Eu niciodată nu mi-am propus, chiar dacă am avut acea ieșire, să candidez acolo, nu. Dar eu văd, trec prin Călăraș în fiecare zi și văd care este problema. Eu n-aș făcut așa ceva. Vă rog să mă credeți. Eu cu banii care am cheltuit pe strada Grivița, făceam 4 străzi. Credeți-mă, 4 străzi făceam. Și la dumneavoastră o să începeți luni? Sau ce ați spus? Da, luni. Și vă mai spun ceva. Cum să strici ceva bun? Mai poți tu să aduci cu eficientul de tasare? La nivelul care trebuie și care a fost? Eu, spre exemplu, las câte un an am lăsat străzile neasfaltate, dar cu
fundația executată, deci numai cu străcas, prin trecerea succesivă și în continuă a utilajelor pe stradă asta, până în primăvară, datorită influențelor condițiilor atmosferice, adică ploaie, a venit, au trecut utilaje, s-au mai tasat. O să vedeți, cineva care a lucrat în domeniu știe foarte bine. Iar pe astea, străzile astea care au lucrat acolo, le-am lăsat spre încă vreo lună, două luni de zile, ca prin trecerile care au loc a utilajelor pe suprafețele respective, pur și simplu să îmbunătățească coeficientul de tasare, pentru că asta este important la stabilitatea unei construcții de acest gen. Pe luni începe asfaltarea, acolo. Și o să mai rămână, eu știu, vreo 600 de metri liniar de străzi. Niște bretele pe care o să caut să le, măcar piatră să pun pe ele, în așa fel încât să îmbunătățesc situația circulației în zona respectivă. Sunt niște bretele mici și care sunt foarte înguste și foarte greu poți să le execuți mecanizat. Dar dacă fac două, trei completări la fundație, de fundație echipurile cu strat de piatră și nu știu ce, și macadam, voi reuși să îmbunătățesc situația și peste un an, doi, alea se pot așterne pe ele un covor asfaltic, măcar un covor. De ce? Pentru că nu poți să o faci definitivă, pentru că necesită multe alte lucrări înainte de a depune stratul, cele două straturi de covor asfaltic. Da, o să fac tot ce trebuie, dacă nu pot să... Da, o să rezolv și treaba asta, dar o să rezolv și pentru pietonii. Adică o să fac pe parte și pe alta andalele care s-au luat de pe DN3B, de pe trotuarul de pe DN3B, stânga și dreapta, le-am recuperat. Cât am recuperat? Am recuperat mai mult de 70% și le-am în spatele primăriei aici așezate, pe care am să le folosesc și am să fac măcar două trotuare, unul pe parte, unul pe parte, ca cetățenii din zonă de acolo poate să treacă, să ducă după cumpărături, copiii să ducă la școală în bune condiții. Nu de mult vorbeați despre o sală de sport și un teren, cred că prin CNI. Da, terenul de fotbal se poate începe, că săptămâna viitoare sau la finalul lunii ăștia s-ar putea începe lucrarea, pentru că e pe bani de la Uniunea Europeană, nu fac probleme că nu se vor începe. Și la sala de sport? La sala de sport este e pe CNI. Lucrarea nu depinde de mine, dacă îmi cereți mai multe întrebări. Eu știu în ce fază suntem, pentru că sunt direct interesat și mă interesez în fiecare săptămână de situația... Dumneavoastră doar le-a spus terenul la dispoziție acolo. Terenul la dispoziție, documentațiile, tot ce ni s-au cerut, cărți funciare, tot. Dezmembrăm, tot, am făcut tot ce trebuie. Da, dar de demararea lucrărilor și de demararea... E treaba lor și e foarte bine așa. Vedeți, abia scapă primarul de suspiciuni. Se ocupă cei de la CNI. Da.